Iar aceasta ne vom aplica atenția asupra primului articol de, de doctrină din mărturisirea de credințe de la 1689. Știu că dumneavoastră știți deja toate articolele din această mărturisire și este într-un fel redundant ca să le studiem împreună, dar așa, pentru prospătarea unor aspecte, o să facem studiul acesta. De asemenea, știu că abia aștepta sesiunea de întrebări în care Fratele Mihai este plin de râvnă și de dorință să vă lămurească câteva aspecte. Totuși, îngăduiți-mi să vă fac câteva remarci întreagă asupra acestui articol care are 10 puncte. Eu mă uit la ceas, nu o să încerc să acopăr neapărat cele 10 puncte, dar cât, cât vom putea în seara aceasta, vom avea înaintea noastră câteva aspecte. Bun. Primul articol din mărturisirea de credință este despre Sfânta Scriptură și este în mod intenționat ales să fie primul articol, pentru că și în perioada reformei prima solă care a primat în toate lucrurile a fost sola scriptura, dintr-un motiv lesne de înțeles. De unde ai sola, solus Christus, sola fide, în ce să crezi? Da? De unde îl cunoști pe Hristos? Din scriptură. În ce să crezi? Crezi scriptura. Uh... Sola Grația, Duneafedea, din Sfânta Scriptură, da? Doctrina despre Dumnezeu, care urmează doctrina despre Sfânta Scriptură, doctrina despre mântuire, toate sunt preluate din Sfânta Scriptură. De aceea, primul articol de credință este despre Sfânta Scriptură. Da? Este un motiv logic, așadar, pentru care este ales acest prim articol. Acest articol, după cum am spus, are 10 subpuncte. Am încercat cumva să sumarizez. Fiecare supun ca să avem idee despre ce se vorbește. Ce? Totul este tot articolul ăsta cu 10 supunte. este despre Scriptură, dar sunt aspecte diferite tratate. De exemplu, primul subpunct din acest articol, da, în învățătura despre Sfânta Scriptură, primul subpunct vorbește despre caracteristicile Scripturii. Vreau să vă citesc articolul sau acest subpunct și apoi să facem câteva observații. Sfânta Scriptură este singura normă suficientă, sigură și fără greșeală în ce privește cunoașterea, credința și ascultarea mântuitoare. Deși revelația naturii și lucrarea creației, precum și providența mărturisesc atât de clar despre bunătatea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, încât omul nu se poate scuza în niciun fel, acestea nu sunt suficiente pentru a oferi cunoașterea lui Dumnezeu și a voiei lui, care este necesară pentru ca omul să fie mântuit. De aceea, Dumnezeu și-a găsit plăcerea în a se revela pe sine în diferite vremuri și modalități, și să-și proclame voia către biserica sa. El a ales să se descopere complet în formă scrisă cu scopul de a asigura păstrarea și răspândirea adevărului și pentru a-și înrădăcina și susține biserica împotriva depravării umane a uneltirilor vrășmași ale lui Satan și ale lumii. Astfel, Sfânta Scriptură este absolut indispensabilă întrucât în zilele noastre Dumnezeu a ales să nu mai descopere voia sa oamenilor lui prin modalitățile din trecut. Deci avem câteva caracteristici aici. Primele două caracteristici sunt suficiența și infailibilitatea Scripturii, care înseamnă că e fără greșeală. Da? Suficiența Scripturii și infailibilitatea Scripturii. Suficiența înseamnă că Biblia este suficientă, evident, și infailibilitatea că este fără greșeală. Da? Astea sunt primele caracteristici subliniate. Pentru că spune așa, Sfânta Scriptură este singura normă suficientă, sigură, și fără greșeală, da? Este suficientă, sigură și fără greșeală. Această propoziție introduce necesitatea Sfintei Scripturi ca unică normă de felul acesta. Sfânta Scriptură nu este singura normă, dar este unica normă de felul acesta. Deci noi putem să avem no ca normă mărturisirea de credință, dar mărturisirea de credință nu e ca Biblia. Da? Biblia este, ascultați, singura normă suficientă, sigură și fără greșeală, da? Deci să faci o distinție foarte clară, da? Mărturisirea nu vrea să spună că Biblia este singura normă, ci că este singura normă infailibilă, suficientă și sigură, da? Ăsta e, asta e primul lucru pe care îl spune despre Sfânta Scriptură. Apoi spune despre Sfânta Scriptură că este suficientă, ceea ce înseamnă că nu mai ai nevoie de nimic altceva. Da? Când spune că este suficientă. Da? Găsești în Sfânta Scriptură tot ce ai nevoie. Vedem imediat ce tot ce ai nevoie. Dacă vrei să faci un borș, nu e suficientă Sfânta Scriptură. Îți trebuie altceva. Da? Vedem imediat pentru ce ai nevoie. Spune apoi că este sigură. Adică nu trebuie să ai niciun fel de dubiu asupra caracterului ei vrednic de încredere. De asta îți spun că e sigură. Suficientă, sigură, fără greșeală. Fără greșeală, este infailibilă, tocmai de asta e sigură. Că e fără greșeală. De asta e sigură, de asta e suficientă. Că e fără greșeală. Dacă era cu greșeli, atunci aveam nevoie de un manual pe lângă Biblie care să ne spună unei greșelile. Și atunci Biblia nu era nici suficientă, nici sigură. Deci toate caracteristicile acestea se leagă împreună. Bun. Deci acestea, este, acestea sunt primele două caracteristici subliniate. Suficiența și infailibilitatea scripturii. Apoi ne spune care e sfera revelației scripturii, despre ce ne vorbește scriptura, ce anume ne, ne dă scriptura. Și auziți ce spune este singura o normă suficientă, sigură și fără greșeală în ce privește cunoașterea, credința și ascultarea mântuitoare. Deci mărturisirea, într-un fel, trasează un cadru specific al sferei de cunoaștere pe care o oferă Sfânta Scriptură. Da? Mărturisirea spune ce anume îți comunică Sfânta Scriptură. Cum să faci mâncare, cum să-ți repari mașina? Nu, ci cunoașterea, credința și ascultarea mântuitoare. Da? Deci, în primul rând, scopul Sfintei Scripturii este să dea cunoaștere, credință și ascultare mântuitoare. Scopul Scripturii este să dea mântuire. Asta este primul scop al Sfintei Scripturii. Asta este intenția Sfintei Scripturii. Da? Sfânta Scriptură nu este ca să facem dezbatere, ci Sfânta Scriptură este ca să ne ducă la mântuire. Pavel îi spune lui Timotei că ea este suficientă să dea înțelepciunea care duce la mântuire. Da? Asta e scopul primar al Sfintei Scripturii. Este un scop răscumpărător. De asemenea, vreau să observați că mărturisirea prezintă o succesiune de acțiuni produse de Scriptură. Zice, să dea cunoaștere, credință și ascultare. Și ele sunt prezentate într-o ordine succesivă. Ele au loc în felul ăsta. Întâi e cunoaștere, după aia e ai credință. Ce să crezi dacă nu cunoști? Da? Deci nu poți Eu cred și eu, ca voi. Ce crezi? Știi sau nu știi? Că dacă nu știi, nu crezi nimic. Da? Deci, întâi e cunoașterea. Asta apropo de toate aberațiile astea. Cunoașterea în gânfă, frate. Important e să crezi și să ne iubim unii pe alții. Uh, nu? Ca să ai ce să crezi, trebuie să ai o cunoaștere. Deci ai cunoaștere, credință și foarte interesant că vorbește despre cunoaștere, credință și ascultare mântuitoare. Pentru că cunoașterea duhovnicească, care duce la o credință în acea cunoaștere, da, duce în ultimă instanță la ce? La ascultare, da? Și avem uh, mărturisirea de credință a Bisericilor Baptiste Reformate, care din primul articol afirmă că cunoașterea mântuitoare. Credința mântuitoare duce la ascultare mântuitoare. Deci credința despre care vorbește mărturisirea nu este o credință moartă, ci este o credință care duce la ascultare. Asta e succesiunea, foarte frumos subliniată în această mărturisire de credință, da? Ele se generează una pe cealaltă și foarte clar că mărturisirea aceasta nu vorbește despre o cunoaștere mentală, credință mentală, ascultare doar cu mintea, ci vorbește despre o credință despre o cunoaștere, o credință și o ascultare mântuitoare. Bun. Deci acesta e al doilea aspect care e tratat. Sfera Revelației Scripturii. Ea ne dă tot ce e necesar ca să cunoaștem, să credem și să ascultăm într-un mod mântuitor. Al treilea lucru pe care îl spune acest subpunct din articolul despre Sfânta Scriptură este superioritatea Sfinței Sfintei Scripturii. Față de ce? Și aici e, e, e locul în care cred că ne despărțim de foarte mare parte din evanghelicii din țara aceasta. Cel puțin dacă mergem după mărturisire. Zice așa, ascultați. Deși revelația naturii și lucrarea creației, revelația naturii și lucrarea creației, vis clare expresiile, cred, precum și providența sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume, mărturisesc atât de clar despre bunătatea înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Deci când te uiți la creație și la providența lui Dumnezeu, purtarea lui de grijă, ca om poți să spui, da, Dumnezeu este bun. De ce? Că îmi dă lucrul ăsta. Dumnezeu este înțelept. De ce? Că a făurit lucrurile într-un asemenea mod ca să ne fie bine. Dumnezeu este puternic. De ce? Că El ne-a dat toate lucrurile astea. Înseamnă că poate să ne le dea, da? Deci poți să înțelegi niște atribute generale ale lui Dumnezeu din lucrarea creației, revelația naturii și din providență. Deși, avem revelația aceasta din natură și din creație și din providență, auziți, încât omul nu se poate scuza în niciun fel, mărturisirea surprinde foarte clar care este scopul revelației naturale, a creației. Ca să ce? Ca să nu te scuzi, nu să te mântuiască. Mai înainte a spus, Scriptura este suficientă pentru cunoaștere, credință și ascultare mântuitoare. Cre... revelația naturală, din potrivă, este Uh, nu pentru ca să ne dea mântuire, ci ca să nu se. omul să nu se poată scuza în niciun fel. Au omul să nu se poată scuza în niciun fel. Adică fiecare gură să fie închisă. Dacă va veni cineva din nu știu ce trib la care nu a ajuns niciun misionar, el o să zică, Doamne, eu te-am te înțeles pe tine și te-am cunoscut pe tine așa ca un, uh, ca un copac universal. Și eu am venenat copacul ăsta universal și m-am închinat soarelui universal sau uh, pământului nu știu cum. Și, dar eu am crezut într-un singur copac universal și, de fapt, tu erai copacul universal în care eu credeam. Numai că te-am numit altfel, că nu știam că ești hova, deodată ce n-am avut Sfânta Scriptură. O, zice Dumnezeu, da, tu ai venerat bunătatea mea, înțelepciunea mea, puterea mea, ești mântuit. Nu! Chiar Roman capitolul 1 spune foarte clar. Așa că nu se pot dezvinovăți. Refrenul din Roman capitolul 1 nu este. Uite, oamenii au revelația naturală, așa că super, ce bine cu oamenii pot să fie mântuiți și fără Evanghelie. Nu găsești lucrul ăsta în Biblie, da? Și mărturisirea atacă frontal uh, uh, poziția asta, ideea asta care de fapt vine din uh, doctrinele arminiene, semi-pelagiene și pelagiene, da? Zice, Revelația aceasta în natură și în creație. Nu sunt suficiente pentru a oferi cunoașterea lui Dumnezeu și a voi lui care este necesară pentru ca omul să fie mântuit. Deci dă o cunoaștere de Dumnezeu, dar nu aceea care e necesară ca omul să fie mântuit. Deci ai Sfânta Scriptură și ai Revelația Naturală. Revelația Naturală te învinovățește. Ești vinovat. Nu ai nicio scuză că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dar asta nu te-a avut la mântuire. Ce te-a avut la mântuire este Sfânta Scriptură. Da? Deci ni se arată superioritatea Sfintei Scripturi ca revelație față de Revelația Naturală. Al patrulea aspect subliniat este completitudinea Sfintei Scripturi. Unii zic, că ce bine mărturisirea la 1689, super, poate să fie luată și de calviniștii sau baptiștii reformați sau nu mai știu ce, care sunt continuaționiști, care cred în continuitatea darurilor revelatoare. Că în vremea respectivă, zic că ei nu erau nici pendicostali, deodată ce au apărut la 1900 și ceva, nici carismatici, de n-are cum mărturisirea să fie la ei. Ba da! Pentru că înainte de baptiștii calviniști au fost anabaptiștii care în mișcarea anabaptistă foarte multe secte din mișcarea anabaptistă, pentru că erau secte, pentru că credeau o grămadă de erezii, unele dintre ele și respingeau necesitatea sau suficiența Sfintei Scripturi. Și s-au dus într-un fel de ezoterism din ăsta spiritual, un fel de lucrare lăuntrică foarte puternică a Duhului, care el îți revela tot ce ai nevoie. Și Scriptura îi bună, dar nu e absolut necesară. Și mărturisirea de credință care chiar din titlu, vă aduceți aminte, vrea să se separe de mișcarea anabaptistă, tratează chestiunea asta. Ia zice ce spune. El a ales să se descopere complet în formă scrisă. Unde? Da? Deci dacă sora Vetuța scrie o carte, nu ne interesează. Dumnezeu a ales să se reveleze complet în formă scrisă. Că nu știm alt proroc, a pomenit pe altul. Dacă știți pe altul să-mi spuneți ca să nu facem popular numai pe sora Vetuța. El a ales să descopere complet în formă scrisă cu scopul, ne spune de ce, cu scopul de a asigura păstrarea și răspândirea adevărului și pentru a-și înrădăcina și susține biserica împotriva depravării umane a uneliturilor vreșmașilor lui Satan și ale lumii. Da? Deci, într-un mod cât se poate de clar, ni se spune că Dumnezeu s-a descoperit complet în formă scrisă. Da? Deci nu avem nevoie de nicio altă descoperire. Și apoi ni se arată scopul cu care s-a revelat Dumnezeu. Și ne zice două scopuri. Ia uziți! Păstrarea și răspândirea adevărului. Deci noi aici e ai păstrat adevărul lui Dumnezeu. Și asta folosim noi ca să răspândim adevărul lui Dumnezeu. Și al doilea scop spune pentru a-și înrădăcina și susține biserica împotriva depravării umane, a uneltilor vrășmașii a lui Satan și ale lumii. Da? Depravarea umană, Satan și lumea. Cu alte cuvinte, aceasta este și o armă de apărare și o armă de atac. Împotriva firimele pământești, depravarea umană, împotriva uneltirilor lui Satan și împotriva lumii. Singura armă este Sfânta Scriptură. Asta mărturisește această mărturisire de credință. Și în final, acest prin punct din articol ne vorbește despre necesitatea Sfintei Scripturi. Ia uiți ce frumos zice. Astfel, în concluzie, Sfânta Scriptură este absolut indispensabilă. Absolut necesară. Absolut necesară. Absolut indispensabilă. Adică nu te poți lipsi de ea. Ia zice: Întrucât în zilele noastre, Dumnezeu... Ce Dumnezeu zic ei? Nu poate Dumnezeu să facă și astăzi cum au făcut în trecut. Nu este vorba despre puterea lui Dumnezeu, ci este vorba despre planul lui Dumnezeu. Da? Oamenii le combină împreună pentru a spune ce Dumnezeu nu poate să, facă, să ne dea și astăzi darul prorociei. Întrebare, poate? Poate, dar nu e vorba dacă Dumnezeu poate sau nu. Nimeni nu pune la îndoială puterea lui Dumnezeu, ci ce a ales Dumnezeu să facă. Și auziți, ce spune? Dumnezeu a ales să nu-și mai, să nu -și mai descopere voia sa oamenilor prin modalitățile din trecut. Deci mărturisirea foarte clar, nu doar spune că Dumnezeu s-a descoperit complet în formă scrisă, ci ne spune că Scriptura este indispensabilă tocmai pentru că Dumnezeu nu se mai descoperă cum s-a descoperit în trecut. Am pus acest citat într-un grup în care majoritatea care sunt acolo sunt ce cesaționiști. cesaționiști. Am pus acest citat, n-am precizat de unde am pus citatul și cesaționiștii au reacționat și au spus nu, nu este adevărat, Dumnezeu se descoperă și prin vise și prin vedenii. Da, noi nu credem în darul vindecării, în darul așa, dar Dumnezeu sigur se descoperă și prin... Mărturisirea refuză să primim o asemenea, o asemenea idee. Da? Biblia este absolut indispensabilă. Bun. Al doilea și al treilea subpunct din, mărturi... din acest articol ne vorbește despre compoziția Scripturii. Nu vă citesc tot articolul, 1, 2, da, sub punctul 2, pentru că ne enumeră cărțile Sfintei Scripturi, Sfânta Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu scris, constă din toate cărțile Vechiului și Noului Testament, le enumeră și încheie acest al doilea sub punct, toate aceste cărți sunt date prin inspirația lui Dumnezeu, da, prin suflarea lui Dumnezeu, vin de la Dumnezeu, de asta au autoritate, de asta sunt fără greșeală, cu scopul de a fi norma credinței și a veții. Vezi, în primul supun ni se spune că Scriptura este pentru Cunoaștere, credință și ascultare mântuitoare. Aici adaugă ceva. Ia uziți ce zice? Pentru a fi norma credinței și a Pentru a fi norma doctrinară și norma trăirii noastre, da? Cărțile cunoscute sunt, ăsta e articul, sub punctul 3, cărțile cunoscute sub numele de apocrife nu au inspirație divină. Și de aceea ele nu fac parte din canonul sau norma scripturii. Așadar, ele nu au nicio autoritate în și asupra Bisericii lui Dumnezeu. Ele nu trebuie să fie acceptate sau folosite în orice, nu, ele nu trebuie acceptate sau folosite în orice fel mai mult decât ca orice altă scriere omenească. De asta nu sunt găsite în canonul sfintei scripturi, da? Deci ni se spune compoziția sfintei scripturi? Se exclud foarte clar apocrifele să vorbește despre inspirația Sfintei Scripturii, ne spune că este dată prin inspirația lui Dumnezeu. De ce e important să înțelegi inspirația? Inspirația este doctrina fundamentală despre Scriptură. Din inspirație vine infailibilitatea Scripturii. De ce Biblia e fără greșeală? Pentru că e inspirată de Dumnezeu. De ce Biblia este sigură? Pentru că e inspirată de Dumnezeu. Da? de ce Biblia e suficientă? Pentru că este inspirată de Dumnezeu. Toate caracteristicile Sfintei scripturi vin din faptul că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Da? Inspirată de Dumnezeu. Și apoi ne se spune, scopul Sfintei scripturi este să ne dea, pe lângă cunoaștere, credință și ascultare mântuitoare, ea trebuie să fie norma credinței și a vieții. Ea trasează ce credem și cum vețuim. Da? Nu experiențele mele, nu sentimentele mele, nu poveștile pe care mi le spun frații, de cum le-au experimentat ei pe Dumnezeu, și ea este norma credinței și a vieții. Norma credinței și a vieții. Închei acest subpunct al treilea, cu a vă spune că săptămâna aceasta am ascultat un mesaj despre răpire. Poate ați văzut deja apologia pe care am făcut-o. Un mesaj despre răpire în care la sfârșitul predicii predicatorul spunea cum Dumnezeu i-a vorbit și i a descoperit că cei care nu au trăit au fost născuți în nou botezați cu Duhul Sfânt, deja știți din ce zonă venea, dar care n-au trăit foarte pocăiți, așa cum trăiesc unii, nu suntem noi dintre aceia, noi suntem mai nevredici, așa, vor fi ridicați, doar, Dumnezeu i-a spus că vor fi ridicați la răpire doar un metru jumate, și după aia vor coborî înapoi jos. doar un metru jumate, nu? Și zice, nu, un metru, un metru 30, Dumnezeu știe, ce un metru jumate. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că în general se spune, a, nu, profețiile, mă, nu spune că profețiile adaugă la Sfânta Scriptură. Nu, profețiile, într-un fel, personalizează pentru situații practice din viața ta, personalizează voia lui Dumnezeu. Da? Dacă îmi vii și îmi spui că Dumnezeu, mă... Dumnezeu ți-a spus că la răpire te va ridica la un metru jumate din cauza faptelor tale. Asta este o doctrină despre răpirea bisericii. Adaugă la Sfânta Scriptură. Practic asta se întâmplă în foarte multe situații. Asta se întâmplă și nimeni, nu am auzit absolut nimeni care să fie obiectat, da? Predici care au mii de vizualizări pe internet și au mii de like-uri, nimeni care să fie obiectat spune, bă, voi auziți ce spune omul ăsta? Nimeni. Bun. Articolul sub punctul 4 sub punctul 4 vorbește despre sursa autorității Scripturii. De ce Scriptura are autoritate? De unde vine? Bă, nu de unde vine autoritatea ei, da? Ia zice ce spune. Vă citesc. Sfânta Scriptură cere credință însă autoritatea ei nu depinde de mărturia niciunui om sau biserici, ci depinde în întregime numai de Dumnezeu. Autorul ei care este adevărul însuși, da, depinde în întregime numai de Dumnezeu, autorul ei care este adevărul însuși. De aceea Sfânta Scriptură trebuie primită pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu, da? Deci ni se subliniază foarte clar aici autoritatea Sfintei Scripturi. Declarația ei că autoritatea nu depinde de mărturia unui om, aici ei se gândesc cu siguranță în vremea respectivă la Papa sau biserici. Biserica catolică care spune că ea recunoaște, ia a hotărât care e canonul Sfintei Scripturi, ci depinde în întregime numai de Dumnezeu. Deci această observație contrazice foarte clar poziția catolică și ortodoxă care leagă autoritatea Scripturii de confirmarea bisericii. Biserica a hotărât în conciliile ei care este Sfânta Scriptură. Noi nu avem bine să știm care este Sfânta Scriptură dacă biserica nu hotăra. Decidea în conciliile ei infailibile care este Sfânta Scriptură. Și ce noroc mare avem noi de Papa, care este urmașul lui Petru pentru succesiunea apostolică, care ne confirmă că asta e Cuvântul lui Dumnezeu, că noi altfel n-am avea cum să știm că e Cuvântul lui Dumnezeu, asta este poziția lor, da? Mărturisirea lovește frontal în poziția asta. Și eu aș detalia puțin, Convin, confuzia care are loc pe problema canonului este următoarea. Oamenii nu fac distinția între procesul scrierii scripturii, care a avut loc în zeci de ani, da? Biblia nu s-a scris într-o noapte. Dacă se scria într-o noapte Biblia sau într-o săptămână, ne dă Apostolul Pavel direct canonul Noului Testament. Da? Canonul Noului Testament s-a scris în zeci de ani. S-a da? scris în zeci de ani. Oamenii nu fac distinție între procesul scrierii Bibliei, procesul compilării, adică strângerii tuturor cărților. Toate cărțile Sfintei Scripturilor au fost scrise până la anul 90 și ceva. Da. Unii oferă o dată sau altă, dar cam până atunci, până a scris uh, 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 Apostolul Ioan ultima carte. Procesul strângerii, compilării, a punerii împreună acestor cărți, e altceva decât procesul scrierii. Canonul s-a încheiat când s-a scris ultima carte din Sfânta Scriptură. Dar strângerea acestor cărți a durat, da? a durat Bineînțeles, cărțile au început să fie luate împreună. De exemplu, o parte din epistolele Apostolului Pavel, pe măsură ce se scriau. Că Pavel spune, dați epistola asta în la Odicea, luați și voi epistola de acolo. Da, au început să circule împreună. Dar procesul compilării complete a durat. De asemenea, procesul copierii acestor cărți este cu totul altceva. De asemenea, procesul recunoașterii acestor cărți este altceva. Ce vreau să spun? Procesul scrierii, procesul compilării, procesul copierii, procesul recunoașterii, procesul interpretării Bibliei sunt niște procese diferite, da? Ei, pentru că oamenii nu fac diferență între aceste lucruri, spun, a, biserica numai pe la anul 300 și ceva ne-au au spus care e Biblia. Până atunci creștinii nu știu care e Biblia. Fals! Foarte fals! Nu, biserica ce a făcut la anul 300 și ceva a fost o recunoaștere oficială a ceea ce era deja Biblia. A cărților care erau deja canonice. Nici papa, nici biserica nu au făcut cărțile canonice. Ci după anumite criterii au spus, domnule, de asta le respinge pe asta și de asta le acceptăm pe asta. Pentru că ele sunt canonice. Ei, biserica nu le-a făcut canonice, ci a recunoscut, a recunoscut care sunt canonice. Da? A recunoscut care sunt canonice. Da? Implicația autorității Sfinte Scripturi este următoare. De aceea, în concluzie, da, implicația este Sfânta Scriptură trebuie primită pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. De aia. Nu că ne spune Papa și nu că o hotărât Biserica. Sub punctul 5 ne vorbește despre autenticitatea scripturilor. Este această întrebare, eu am renunțat să mai țin studiul pe care l-am promis despre canon, poate o să-l ținem altă dată sau o să-l țină fratele Mihai, că e mai studiat în privința asta. Dar este întrebarea asta noi și nu știu câți dintre noi știm să răspundem la ea. De unii știm că Biblia e adevărată? Ok, oamenii au zis la ani, am înțeles că nu au făcut ei canonul, nu m-au recunoscut. Dar de au știut care e ca Că aveau apocrifele, Aveau și multe alte epistole false. Vine ăștia după 2000 de ani și ne spun că mai există epistola lui Magdalena, lui Maria, lui Toma, lui Barnaba, lui Petru, nu știu care, că este Evanghelia, nu știu cui. De ce nu alea așa astea? Mărturisirea ne spune. De unde știm că Biblia e autentică? Ia zis ce spune. Omul poate fi influențat și convins prin mărturia bisericii lui Dumnezeu în a dobândi o atitudine de înaltă reverență față de Sfânta Scriptură. Cum? Ia zis? De astfel splendoarea conținutului său, lucrarea eficientă a doctrinei sale, dar efectul Bibliei, maestatea stilului, perfectă armonie a tuturor părților sale componente, scopul ei pe de întregul, care este acela de a da toată gloria lui Dumnezeu, dar cu excepția în care îi se dă o interpretare arminiană, asta e de la mine, nu spune mărturisire. 6. Revelația completă pe care o oferă cu privire la singura cale pentru mântuirea omului, adică să spune exact cum să face mântuirea. 7 alături de multe alte caracteristici incomparabile și de perfecțiunea sa în totul, toate aceste argumente reprezintă doveze abundente că Sfânta Scriptură este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Evident, mărturisirea nu detaliează toate caracteristicile astea ale Bibliei, dar ți le enumeră. Și tu ai putea să deschizi Sfânta Scriptură și să cauți fiecare dintre aceste lucruri. De exemplu, da? Hai să văd unde este, care este maestatea stilului scripturii. Unde se vede splendoarea conținutului? Unde se vede lucrarea eficientă? Unde se vede scopul ei pe de întregul? Unde se vede revelația completă în lucrarea mântuirii? Și așa mai departe, da? Mărturisirea ne spune că acestea sunt dovezi abundente că scriptura este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. De deci ce ne spune mărturisirea aici? Că pentru necredincioși noi ar putea să facem fiecare dintre noi o lucrare de apologetică. O lucrare de apologetică adică să-i spun, băi, Uite, îți dau și eu un argument. Uite, există o unitate perfectă, o, o carte scrisă în câteva mii de ani, de autori diferiți, în momente diferite, care este consecventă în toate părțile. Ei. E imposibil așa ceva. Nu mai există asemenea carte pe Pământ. Și alte argumente pe care ni le menționează Sfânta Scriptură. Da? Deci, cred că, într-o oarecare măsură, fiecare membru ar trebui să știe câteva din aceste caracteristici ale Cuvântului Dumnezeu și să le poată prezenta celorlalți. Dar pentru noi credincioși, nu acestea sunt dovezile că Biblia e autentică. Cum știi tu și eu că Biblia e autentică? Dacă nu, n-ai studiat toate dovezile astea. Ia ce spune mărturisirea. Cu toate acestea, siguranța convingerii noastre de pline, cu privire la adevărul fără greșeală și autoritatea divină ale Scripturii, provine din lucrarea interioară a Duhului Sfânt, care mărturisește prin și despre Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Da? Vreau să despicăm puțin firul 4 aici, pentru că e foarte important. Zice că provine din lucrarea interioară. Eu știu că Biblia e adevărată, pentru că lucrul acesta provine din lucrarea interioară a Duhului Sfânt, care mărturisește prin și despre Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Vreau să fiți atenți la exprimarea pe care o folosesc. Biblia nu este suficientă ca să ne dovedească nouă credincioșilor că e Cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu e eu citesc bine, gata, e suficient. Nu. Dumnezeu a intenționat ca eu să am o convingere duhovnicească, spirituală, a autenticității Bibliei. Înțelegeți? Adică eu pot să o convin pe necredincios. S-ar putea să-l convin la nivel mental să spună, bă, da, asta e cu o carte unică. Într-adevăr, nu există așa ceva în istorie. Dar nu ai convingerea pe care Dumnezeu vrea să o dea. Da? Asta se poate face doar luând din Biblie, aducând dovezi din Biblie. Uite ce frumos e construită, uite cum se completează, uite profeții care s-au împlinit și așa mai departe. Siguranța mea vine din lucrarea interioară a Duhului Sfânt. S-ar putea să trecem ușor peste aspectul acesta, fiind ce cesaționist, nu? Noi, noi credem în, da, în, continuitatea darurilor miraculoase. Lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt nu este un dar miraculos. Este o lucrare necesară pentru orice credincios. În mine trebuie să fie, există o mărturie la a Duhului Sfânt că Biblia este adevărată. Mai mult, cum face Duhul Sfânt lucrul ăsta? Cum îți spune ție Duhul Sfânt că Biblia e adevărată? tu nu dormi noaptea și spui, Doamne, dacă Biblia e adevărată, am auzit la fratele Andrei din mărturisirea de credință la 1689, dacă Biblia e adevărată, te rog la noapte să-mi descoperi și să-mi spui prin Duhul Sfânt că Biblia e adevărată. Nu! Auzi ce spune? Prin lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt care mărturisește prin cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Deci în timp ce eu citesc cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îmi spune, îmi descoperă, îmi arată frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, da? Nu fără cuvântul lui Dumnezeu, da? nu fără cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult spune că Duhul sunt mărturisește în inimile noastre lucrul acesta, da? Este o lucrare duhovnicească. Cu alte cuvinte, noi nu avem nevoie de o autoritate separată a cuvântului lui Dumnezeu care să ne demonstreze că Biblia e autoritate. Trebuie să înțelegeți, în ortodoxie și cei mulți din cei care sunt neînvățați în ortodoxie și nu știu multă doctrină ortodoxă, știu lucrul acesta. Și noi trebuie să știm ce știu ei. Ei știu lucrul acesta, că biserica ne-a dat Biblia. Și că noi protestanții am luat de la ei Biblia. Mă, de unde aveți voi Biblia? De unde știi tu că sunt 66 de cărți? Nu noi v-am spus în concilii. Ceea ce presupune că există o altă autoritate pe lângă Biblie care ne spune ce e Biblia, da? Adică biserica. Biserica este autoritate ultimă, infailibilă, în care lucrează Duhul Sfânt, care spune asta e Biblia protestantului, tu n-aveai de unde să ai Biblie dacă nu ți-o dădeam noi. De ce lucrul ăsta nu e adevărat? Asta e întrebarea. De ce nu e adevărat? De ce nu este adevărat că biserica ne-a dat Biblia? Bine, pentru că nu ne-a dat biserica Biblia, da? Asta e primul lucru. Că nu ne-a dat biserica Biblia, ne-au dat-o niște autori inspirați de Duhul Sfânt, Apostolul Pavel, Luca, Matei și Ioan, nu formau ei biserica. Erau oameni din biserica, dar nu ei erau biserica, corect? Îi facem distinția dintre niște indivizi care erau în biserică și biserica. Nu biserica ne-a dat Biblia, ci niște indivizi insuflați de Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu ne-a dat Biblia prin aceste instrumente umană. De ce Biblia trebuie să fie autoritatea ultimă care mărturisește despre ea? Unii spune așa, păi asta e argument circular. Te întreabă un necredincios. Păi, dar tu nu știu că Biblia e adevărată. Pentru că Biblia spune așa. Păi, ce asta e argument circular, nu? Tu vrei să îmi spui de autoritatea Scripturii din Scriptură. De ce lucrul ăsta este totuși adevărat, chiar dacă lor li se pare argument circular? De ce? Pentru că nu este altă autoritate mai mare decât Dumnezeu. Deci când el îmi cere să-i dovedesc că Biblia e adevărată în afara cuvântului Dumnezeu, el îmi cere următorul lucru. Dă-mi alt de o autoritate mai mare decât Dumnezeu care să demonstreze că cuvântul lui Dumnezeu e adevărat. Păi n-am cum, eu nu intru în jocul tău. Cea mai mare autoritate este Dumnezeu. Și eu cred ce spune Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu. Eu, nu există altă autoritate mai mare care să-mi spună ceva despre cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, noi oamenii suntem depravați, stricați și nu avem cum să căutăm la oameni o autentificare pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Cum să mă duc eu la niște oameni stricați, depravați, da? Niște oameni care au fost și ei păcătoși și ei să mă autentifice că Biblia e adevărată. Nu! Dumnezeu trebuie să mă autentifice că Biblia e adevărată, da? 3. Omul nu este infailibil, el este din biserică, deci nu poate autentifica cuvântul lui Dumnezeu mai bine decât Dumnezeu, da? Omul nu este infailibil, Dumnezeu este infailibil. Și în final, dacă omul autentifică Scriptura printr-o revelație ulterioară, cum zice Biserica Catologică și Ortodoxă, da, avem pe părinții bisericii care ne spun asta e Biblia. Înseamnă că cine este autoritatea ultimă? Părinții bisericii. Dacă Biblia nu e suficientă să-mi dovedească că ai cuvântul lui Dumnezeu, ci îmi trebuie părinții bisericii, înseamnă că părinții bisericii. Dar de unde știu eu că ce au spus părinții bisericii adevărat? Păi vin alții după părinții bisericii care ne interpretează pe părinții bisericii care mi au spus care e Sfânta Scriptură. Și în ultimă instanță, ăia sunt autoritate. Pentru că eu azi n-am voie voi dacă mă duc la un ortodox și spun, păi uite ce a spus Ignațiu sau a spus Cutărescu. Hei! Tu nu știi ce a spus Ignațiu. Noi trebuie să spunem ce a spus el. Pentru că tu nu ești din biserică, tu nu ai cum, tu nu ai harul. Interpretări. Noi trebuie să spunem ce au spus părinții bisericii, ce au spus părinții apostolici despre Sfânta Scriptură. Și în ultima instanță este un șir așa de oameni care au autoritate aparte de Sfânta Scriptură. Înțelegeți? Aparte nici măcar părinții bisericii nu au autoritate ultimă. Și alții după ei care ne interpretează ce au spus părinții bisericii, care au interpretat ce au spus părinții apostolici, care au interpretat la rândul lor și așa mai departe. Da. Bun. Autoritatea ulterioară în mod necesar va înlocui cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce s-a și -a întâmplat. Au înlocuit cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt autoritatea, nu Sfânta Scriptură, nu Dumnezeu. Sub punctul 6. Văd că vă strofoc toți neuronii, mai răbdați puțin. Sub punctul 6 ne vorbește despre suficiența Scripturii. Este, cred că, unul dintre cele mai mari subpuncte. Zice, le rom pe rând. Întregul plan al lui Dumnezeu în ceea ce privește toate lucrurile care sunt necesare pentru gloria Lui, în ce privește mântuirea omului, credința și viața, este fie prezentat explicit, fie conținut în mod necesar în Sfânta Scriptură. Ia auziți care, din nou care este conținutul revelației lui Dumnezeu. Întregul plan al lui Dumnezeu ceea ce privește toate lucrurile care sunt necesare pentru gloria Lui, în ce privește mântuirea omului, credința și viața. Ce ne spune, ce conține Biblia? Biblia spune tot ce ai nevoie ca să-i dai glorie lui Dumnezeu? Ăsta e scopul suprem al omului, să-i dai glorie lui Dumnezeu. Ei bine, Biblia spune tot ce trebuie ca să dai glorie lui Dumnezeu. Absolut tot. N-ai nimic nevoie din afara Bibliei să spui, vaia, dar dacă aș avea o revelație exterioară, extrascripturală, care să-mi spună cum aș putea să-i dau glorie lui Dumnezeu mai bine în situația asta. Nu ai nevoie. Biblia îți conține tot. Da? De asemenea, spune că Biblia conține tot ce este necesar în ce privește mântuirea omului. Tot. Biserica Ortodoxă spune nu. Mântuirea este în biserică. Biblia nu ne spune asta. Mântuirea depinde de biserică. Prin preoți, prin sacramente. Biblia nu ne spune lucrul ăsta. Ei ne spun că da. Deci, sfânta scriptură, mărturisirea ne spune, sfânta scriptură este suficientă în ce privește mântuirea omului și apoi adaugă ceva ce s-a mai spus într-un supunct în ce privește mântuirea, credința și viața. Adică, ca să fiu mântuit, ca să știu ce trebuie să cred și ca să știu cum trebuie să viețesc. Biblia este suficientă în privința aceasta, da? Deci, Biblia este suficientă în ce privește toate lucrurile care sunt necesare pentru gloria lui, mântuirea omului, credința și viața. Da? Biblia nu este suficientă în orice privință. Biblia nu este Dumnezeu. Dumnezeu este omniscient. Biblia nu este. Eu nu trebuie să confundăm Biblia cu omnisciența lui Dumnezeu. Dumnezeu știe toate lucrurile, Biblia nu conține toate lucrurile. Cu privire la orice lucru. Biblia conține toate lucrurile necesare să-i dai gloria lui Dumnezeu, să fii mântuit să știi ce să crezi după aceea și să știi cum să viețuiești, da? E clar lucrul ăsta, da? Nu e carte de medicină, de știință, de biologie, de anatomie, de mecanică, ce mai vreți dumneavoastră? Bun, cum ne s-a revelat Dumnezeu în Scriptură? Și aici ajung eu, eu la o problemă. Unde găsiți în Biblie Sfânta Treime? Unde găsiți în Biblie cuvântul infailibil? Am mai discutat puțin data trecută. Unde găsiți în Biblie nu știu ce expresie? Noi nu găsim nicăieri în Biblie, zice noi nu putem să credem lucrul ăsta. Ia uite ce spune mărturisirea de credință. Felul în care Dumnezeu ne-a revelat lucrurile. Zice, este fie prezentat explicit, fie conținut în mod necesar. Mărturisirea de la Westminster, într-un fel, cred că are un limbaj mai clar, că spune fie este dedus în mod necesar din Sfânta Scriptură, da? Chiar dacă nu e explicit, este conținut acolo în test și trebuie să deduci. De exemplu, Sfânta Treibă. Biblia nu spune nicăieri, Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu, Tatăl este Dumnezeu. Apocalipsa 3 cu... Nu spune așa. În schimb, ni se spune. Tatăl are toate caracteristicile sau atributele lui Dumnezeu, fiul are toate atributele lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ni se arată că are toate atributele lui Dumnezeu. Concluzie logică. Dacă fiul are toate atributele lui Dumnezeu, ce-o fi? Dumnezeu, evident. Dacă Duhul sunt, iarăși, despre personalitatea Duhului Biblia spune că e o putere. Da, dar ne spune că simte că este întristat, că poate fi huliș și așa mai departe. Dacă are caracteristicile unei personalități, ce este? Evident, este dedus că este o persoană. Deci în unele locuri sunt chestiuni explicite, în altele locuri trebuie deduse, da? Dar este o deducție în mod necesar, el spune, este o deducție în mod necesar. Așadar, maniera în care este revelată Sfânta Scriptură este în aceste două moduri generale. Fie explicit, fie dedus în mod necesar. Așa că niciodată nu ar trebui să folosim argumentul ăsta absolut stupid. Unii scrie în Biblie, că, unii scrie în Biblie expresia cu tare. E irrelevant dacă scrie expresia cu tare. Întrebarea este dacă conceptul despre care vorbim este găsit acolo conținut și trebuie dedus în mod necesar. Da, ni se spune din nou că revelația e completă, nimic nu poate fi vreodată adăugat la Sfânta Scriptură. Fie că este vorba de vreo nouă descoperire a Duhului, ăștia sunt baptiști cu, cu petarde, cu floricele și cu tot felul de revelații, fie că este vorba despre tradiții omenești, ăștia sunt catolicii. În pușcă 2 e pur deodată. La Sfânt, nimic nu poate fi vreodată adăugat la Sfânta Scriptură, fie că este vorba de vreo nouă descoperire a Duhului, fie că este vorba despre tradiții uh, omenești. Deci, da. nici pretențiile de descoperire ale Duhului, nici tradițiile omenești nu pot adăuga uh, nimic, da? Uh, deci nu putem adăuga fizic nimic la, Biblia, dar, la Biblie, dar, la, Biblie, dar nici practic. Că sunt alții care adaugă la Biblie, dar nu vin să-și pună foile aici cu prorocii. Dar adaugă practic, pentru că practic ei spun, da, uite, ne-a descoperit cineva alte lucruri despre cer, despre iad, au fost ei prin locuința morților, s-au plimbat pe nu știu unde, s-au scris o grămadă de cărți despre asta, da? Cărți care sunt despre doctrine, despre cum îi în cer, cum îi în iad, cum îi dincolo și așa mai departe. Da? Ele nu sunt adăugate fizic la Biblie, dar practic adaugă la Biblie. De ce? Pentru că ne prezintă revelații noi despre anumite doctrine din Sfânta Scriptură. Cum ar fi glorificarea, cerul, iadul și așa mai departe. Da? Cu toate acestea zice, deci și nu se poate adăuga nimic la Biblie, recunoaștem că iluminarea interioară dată de Duhul lui Dumnezeu este necesară pentru înțelegerea mântuitoare a lucrurilor revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să observați cu ce mare atenție mărturisirea face distinție între două expresii. Descoperirea Duhului și iluminarea Duhului. Descoperirea Duhului și iluminarea Duhului. Descoperirea Duhului se referă la lucruri care s-au revelat în Cuvântul lui Dumnezeu, și iluminarea Duhului este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face când eu citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite. Când Duhul Sfânt iluminat să înțelegi un text din Sfânta Scriptură și să vezi lucrurile minunate de acolo, tu nu spui am o descoperire de la Dumnezeu. Poți să spui așa, dar noi o să înțelegem că tu te referi că ai fost iluminat de Duhul lui Dumnezeu. Nu că ai o descoperire. Dacă crezi că chiar ai o descoperire, vei veni la comitetul pe care noi nu-l avem. Adică vei sta de vorbă cu fratele Mihai. Iluminarea Duhului Sfânt, vedeți, este în strictă relație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ia auziți, cu toate acestea, deși nu se poate adăuga, recunoaștem că iluminarea interioară dată de Duhului Dumnezeu este necesară pentru înțelegerea lucrurilor revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. Deci tu nu poți să zici, mâine, am înțeles că nu pot să am descoperire, dar să am iluminare. Frate, am o iluminare cu privire la doctrina răpirii. Ce? Că o să mă ridic la un metru jumate. Uh, nu! Iluminarea Duhului Sfânt vine doar pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Deci eu cred în continuitatea iluminării Duhului Sfânt, dar nu aparte de Cuvântul lui Dumnezeu. Ci pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Vrei să ai o experiență miraculoasă, supranaturală? Super, deschide Biblia. Și roagă-te ca Dumnezeu să-ți ilumineze Duhul și să înțelegi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să vezi frumusețea lui Dumnezeu din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci eu nu o să stau așa într-o stare din asta mistică cum ai stat mulți ani în viața mea, în care să aștept să văd frumusețea lui Dumnezeu și stau și sfântă credere în cutia craniană ca să văd ceva despre Dumnezeu. Nu trebuie să deschizi sfânta Scriptură, să citești psalm, să citești evangelile, să citești Epistolele și atunci voi vedea slava lui Dumnezeu. În această oglindă. Pe asta o va lumina Duhul Sfânt și asupra inimii mele va lucra Duhul Sfânt când deschid sfânta Scriptură. Foarte frumos. Iluminarea este legată de cuvântul lui Dumnezeu. Iluminarea aceasta ni se spune este cu scop mântuitor. Iluminarea este necesară pentru înțelegerea mântuitoare a lucrurilor. Mântuitoarea lucrurilor, da? Și apoi, foarte clar, iluminarea Duhului este necesară, trebuie să înțelegem asta. Deschiderea Bibliei nu este un act magic. Eu zis ăștia că Biblia are putere, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Vam! Simt o putere a cuvântului în mine. Nu! Eu trebuie să înțeleg că cuvântul lui Dumnezeu nu funcționează mecanic. Am citit, mi-am luat pastila, funcționează pentru două, trei zile. Nu, eu am nevoie de Duhul Sfânt. Care sunt mi descopere? O înțelepciune și o cunoaștere duhovnicească. Pavel se roagă, mă rog ca să vă dea un duh de descopere în cunoașterea Lui. Sau să vă umple de cunoștința voie Lui în orice descoperire și înțelepciune duhovnicească. Da? duhovnicească da? Așadar, fără lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt, nu avem nimic. Nu avem nimic. De aceea există în rugăciunea pastorală un moment special în care ne rugăm pentru predicarea Cuvântului Dumnezeu. Păi ce credeți? Eu am foile aici, schița aici. Ce se roagă, fratele? Să dea Dumnezeu revelații noi decât ce am scris aici? Nu la asta să roagă el. Nu pentru asta se roagă el. Ci se roagă ca atât predicatorul, cât și audiența pe lângă cuvintele pe care le aude, să aibă parte de această lucrare de iluminare a Duhului Sfânt, care este absolut necesară. Absolut necesară. Este un, un subpunct interesant aici, care mi-a mi stresat câțiva neuroni, care spune așa, există un aspecte ale închinării înaintea lui Dumnezeu și ale conducerii bisericii, închinare și conducere, care sunt comune activităților omenești și organizațiilor. Vedeți? care trebuie ordonate în lumina naturii și bunului simț creștinesc. Acum, când ai o grămadă de pocăiți, când ai un bun simț, îți dai seama că transformă biserica în mol, în cafenea, în, în discotecă și așa mai departe. Dacă nu au bun simț. El zice, mă, dacă ai bun simț creștinesc da, și ai lumină, măcar lumina naturală, firească, poți să pui la punct anumite aspecte ale închinării și ale conducerii bisericii. Și întrebarea este, nu face mărturisirea însă și un atac asupra cuvântului Dumnezeu când spune există niște lucruri pe care ai putea să le observi în organizații, în lumina, în natură, bun, nu simți, te învață anumite lucruri. De exemplu, când ar trebui să ne întâlnim la adunare, să venim cu prunci la ora 4 dimineața. Nu, bun, nu simți. Te învață că lucrurile nu pot să funcționeze așa. Unii zic, da, unde spunem Biblia? Ha! Și voi zice: Sola scriptura, sola scriptura, că principiul regulativ. unde spunem Biblia să venim la ora 10? Mărturisirea spune, mă întreabă, are bun simț? Are măcar o lumină firească, naturală? O lumină naturală, are o lumină naturală. Poate femeia să vină sărcinată cu doi prunci la ora 4 dimineața? Sau la ora 4 trebuie să doarmă? Că e abia la jumătatea nopții, da? E bun simț, zice, lumina naturală. Și bunul simț creștinesc. Dacă le ai pe asta două și te mai uiți și la organizații, vezi că la, o... ce oră mergi la lucru, frate? Șapte ori. Acum depinde, azi dimineața poate mergi să o mai repede, Da, înțeleg. Zice, dar, fiți atenți, dar, lucrurile acestea pe care le putem lua din lumina naturală, bunul simț sau ne mai uităm la nu știu ce lucruri, sunt în acord cu regulile generale ale Cuvântului Dumnezeu care trebuie respectate întotdeauna. Da? Deci sunt niște reguli ale Dumnezeu generale care, cu lumina firească, da? cu ceea ce observăm în jurul nostru și cu bunul simț creștinesc, ne va duce să o rânduim anumite lucruri care nu sunt tratate în Sfânta Scriptură. De exemplu, la ce oră să vii la adunare? Nu să spunem Biblie, dar combinația aceasta te va ajuta. Sub punctul 7, sub punctul zice așa, despre claritatea scripturii. claritatea scripturii. Este o problemă foarte mare. O problemă foarte mare și o acuză iarăși care ne se aduce din partea bisericii ortodoxe și catolice. Dar în special ortodoxe, că noi aici îi avem pe ei. Și îmi spun așa, cum se face, domnule, dacă Biblia așa de clară și cu sola scriptura, cum se face că 10 citiți o Biblie și aveți interpretare diferite? Și chiar a devenit un motou în mișcarea neoprotestantă, bă, e interpretarea ta. Păi interpretarea mea e alta. Și dacă interpretarea ta e alta, ți-ai luat bociluța, ți-ai făcut un cotețul tău religios și noi suntem. noi avem interpretarea noastră, frate. Și fiecare care are o interpretare diferită pe cele mai banale chestiuni poate să-ți fac, facă și alt club religios, da? Chiar ai interpretarea lui, da? Și ne acuză pentru chestiunea asta. Zic, dacă Biblia așa declară și nu aveți nevoie de părinții bisericii, părinții, da, sfinții părinți și nu aveți nevoie de sfânta biserică catolică universală, de mama, biserica mamă, ca să o numesc cum o numit un frate baptist din țară la noi, dacă nu aveți nevoie de biserica mamă, cum de sunteți mii de culte neoprotestante? Este Biblia clară. Ei nu își dau seama că în momentul în care aduc obiecția asta, ei fac un atac la claritatea Sfintei Scripturii. Că nici măcar Apostolul Pavel, nici Petru, nici Ioan n-au fost suficient de clari. Ei sunt clari, ca să ne spună ce au vrut să spună Apostolul Pavel. Iisus n-a fost clar când ne-a învățat doctrina mântuirii. Cine crede în mine are viața. Nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Nu, Iisus n-a fost clar. Ei trebuie să ne spună, de fapt, nu e chiar așa. Că are viața, dar nu are chiar totală. O zis viața veșnică, dar nu se referă la veșnică. Da? Deci ei spun că Iisus, Pavel, toți n-au fost suficient de clar ci ei sunt clar ca să ne explice ce au vrut să spună ei. Asta este un atac la claritatea Scripturii. Auziți ce spune uh, mărturisirea de credință? Zice așa. Nu toate lucrurile din Sfânta Scriptură, au zis, sunt la fel de simple în ele însele și de asemenea nu sunt la fel de clare tuturor oamenilor. Deci mărturisirea recunoaște că o parte din pasajele Sfintei Scripturi nu sunt la fel de simple în ele însele. Deci nu toată Scriptura este la fel de clară. Înțelegeți? Nu toate pasajele sunt la fel de clare. De asemenea, nu toate pasajele sunt la fel de clare pentru toți oamenii. Pentru tine un pasaj ar putea să fie clar, dar pentru mine încă să nu fie clar. Da? Deci, în sine, unele pasaje sunt mai greu de interpretat, dar, de foarte multe ori, problema este la noi. Pentru unii sunt clare, pentru unii nu sunt clare. Da? Zice așa, nu toate sunt la fel de simple în ele însele și, de asemenea, nu sunt la fel de clare tuturor oamenilor. Dar, totuși, acele lucruri care sunt esențiale de știut, de crezut și de respectat pentru mântuire, sunt atât de clar expuse și explicate într-un loc sau altul din Sfânta Scriptură, încât nu doar cei învățați, ci și cei fără școală pot ajunge folosind mijloace obișnuite la un nivel satisfăcător al înțelegerii acestor lucruri. Deci lucrurile esențiale cu privire la mântuire, zice chiar și prostul, dacă citește, un om cu ochiul dezastros, da? Dacă citește, Poate să înțeleagă lucruri esențiale pentru mântuire. Da? Deci, claritatea Sfântului nu doctrina asta clarității, nu se referă că toate lucrurile sunt clare, că nu toate lucrurile sunt clare. Și uh, avem un text din Sfânta Scriptură care ne lămurește puțin pasavul, uh, uh, articolul ăsta, Se zice așa. Deci, Apostolul Pavel ne-a scris epistolele lui și vorbind în ele despre acestea, printre care sunt unele lucruri greu de înțeles. Unele. Nu zice că sunt toate lucrurile greu de înțeles. Unele lucruri sunt greu de înțeles. Dar el nu zice că problema e la Biblie, ci problema este în felul următor. auziți. Pe care cei neînvățați și nestatornici le sucesc ca și pe celelalte scripturi. Deci au un obicei să facă lucrul ăsta. Deci zice că ne învăța au obiceiul de a suci Sfânta Scriptură, ca și pe celelalte scripturi, spre propria lor pieire. Da? Deci problema este cu individul, nu cu Sfânta Scriptură. Da. Chiar dacă unele lucruri sunt grele de înțeles, cei care vor fi victime la interpretări false în lucruri importante nu sunt uh, oamenii luminați de Duhul Sfânt sau bine intenționați, ci cei care vor să sucească Sfânta Scriptură. Da? Vor să sucească Sfânta Scriptură. Deci ce clar? ce clar din Biblie? Cel puțin lucru să știm că e clar din Biblie. Acele lucruri care sunt esențiale de știut, de crezut și de respectat pentru mântuire. Sunt atât de clar expuse și explicate. Care e metoda în care poți să vezi că e clar? Păi metoda zice așa, într-un loc sau altul din Scriptură. Ok, n-ai înțeles dintr-un loc. Du-te în alt loc din Sfânta Scriptură și o să fie clar. Da? Deci asta e metoda pe care trebuie să o aplici. Ok, pasajul ăsta e neclar. Ce fac? Eu vreau să pervertesc toate pasajele clare cu pasajul ăsta neclar. Asta se întâmplă de obicei. Ai un pasaj neclar, mai obscur, mai complicat. Poate și sintaxa limbii limbei grecești. Pentru mulți comentatori, citești, scriu 30 de pagini pe o expresie din Biblie. El până la vrea să facă doctrina, mântuire. Nu pe celelalte pasaje clare. Înțelegeți? Este o abordare nefirească a Bibliei. Mă, omule, bus, stai, avem, avem... La un moment dat ne-a făcut un profesor la facultate. a pus 30 de pasaje clare despre doctrină pe o, pe o parte și vreo două, trei pasaje neclare pe cealaltă parte. Și ne-a arătat și ne-am dat seama. Oamenii vreau să ia alea trei pasaje obscure, neclare, ca să-și arate ei cât de deștepți -și, și le pervertezi pe toate celelalte clare. Înțelegeți? Nu trebuie să te duci la alea clare, care este evidente, clare și alea neclare te va lumina Dumnezeu sau aștepți să-ți pregi fratele -mi lui Mihai. Bun. Beneficiile acestei clarități au zis pentru cine? Încă nu doar cei învățați, ci și cei fără școală pot ajunge la înțelegerea lor. Nu doar ce învățați ci ce și cei fără școală, da? Deci nu trebuie să ai, nu știu ce, IQ din ăsta de Superman ca să înțelegi ce spune Sfânta Scriptură, da? Cum? Cum poți să înțelegi? Ia uzi ce spunem. Folosind mijloace obișnuite. Folosind mijloace obișnuite. De exemplu, ideea de a interpreta un text în context. Ideea de a interpreta un text în context. nu cel mai de bun simț principiul ermeneutic? Dacă tu vorbești cu cineva și la un moment dat citezi pe altcineva și ăla ia cuvintele alea pe care tu le-ai citat, care le-a spus altcineva și îl spune că tu le-ai spus, nu te-a scos din context. Evident că tu vorbeai despre ce a spus altcineva și el spune, ce mi-a spus fratele sau sora cu tare. Păi dar eu ți-am spus într-un context lucrurile alea. E de bun simț omenesc, da? Zice textul, dacă folosești mijloace obișnuite, vin la o înțelegere a Sfintei Scripturi, mijloace obișnuite, da? Nivelul, care e nivelul clarificării? Zice că ajungi la un nivel satisfăcător al înțelegerii acestui lucru. Sub punctul 8 ne vorbește despre traducerea Scripturii, ne zice că Biblia a fost scrisă, Vechiul și Noul Testament, în limba maternă a poporului Dumnezeu. Noul Testament a fost scris în limba greacă, în paranteză, limba cea mai răspândită la vremea scrierii acestuia. Și acestea au fost inspirate în mod direct de Dumnezeu și au fost păstrate pure de-a lungul viacurilor prin grijă așa deosebită și prin providența sa, într-un fel articolul acesta îl lămurește de ce s-a, tradus Sfânta Scriptură. Știți că odată cu reforma a venit traducerea Sfintei Scripturii. Catolicismul în fibra lui a avut o tăinuire a Scripturii. Nici măcar preoții nu-și cunoșteau liturgia pe care o rosteau în limba latină. Habar nu aveau ce spuneau. Nu știau Biblia. Nu știau nici ce spuneau. Habar nu aveau. Da? Au fost arși pe rug, persecutați, urmăriți, omorâți, amendați, exilați, pentru că traduceau Biblia foarte clar despre ce vorbim, da? De ce avem un articol în mărturisire despre traducerea Bibliei? De aia! Că au suferit crunt mulți oameni. Nu aveai voie să deții o Biblie tradusă în limba engleză. Nu aveai voie. Era interesant, nu exista. Dar nu se permitea lucrul ăsta. Era o vânătoare de Biblie. O vânătoare de Biblie. Bun. Și el ne explică aici, în articolul ăsta, că faptul că Biblia e scrisă în ebraică și în greacă, necesită o traducere. De ce? Că noi nu știm limba, limba ebraică și limba greacă, da? Nu știm lucrurile astea, Da? Mai mult ne spune că e necesară traducerea aceasta din următoare motive. Au fost inspirate în mod direct de Dumnezeu și au fost păstrate pure de-a lungul viacurilor prin grija sa deosebită și prin providența sa. Deci dacă Dumnezeu a păstrat Biblia pură, pentru cine a păstrat o păstrat-o? Asta face necesară traducerea lor, când ni le a păstrat pentru noi, da? El a avut grijă și asta lămurește într-un fel discuția asta, domnule, dacă nu avem manuscrise originale, dar avem alte mii de manuscrise. Cum putem să fim siguri că e cuvântul lui Dumnezeu? Că nu avem manuscrisul ăla original scris de Ioan. Păi el spune mărturisirea așa, că Dumnezeu a vegheat ca să fie păstrate pure de-a lungul viacurilor prin grija sa deosebită și providența sa. Vă imaginați că Dumnezeu a avut grijă de fiecare pergament pe care există astăzi, de fiecare manuscris bucățică care există, două versete, trei versete, el pe fiecare l-a avut în vedere? Să fie păstrat cu grijă și să fie găsit la vremea potrivită și să strângă mii de manuscrise. Nu există nici o piesă din literatura clasică care să aibă atâta abundență de manuscrise ca Sfânta Scriptură. Niciuna. Nu este un miracol prin care Dumnezeu ne-a păstrat cuvântul lui Dumnezeu într-o grămadă de traduceri care pot fi comparate și când sunt comparate, ia să același text. Dar asta este, asta este purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru traducerea asta. Și noi să spunem, domnule, deși Dumnezeu a păstrat, lăsăm Biblia undeva acolo, în limba ei originală. Nu. Și asta face necesară traducerea. De asemenea, spune, prin urmare, ele sunt autentice. Astfel încât oricând există controverse religioase, biserica nu trebuie să apeleze la papa, la părinții bisericii, la nu mai știu cine, trebuie să apeleze la ele ca fiind autoritate finală de soluționarea controverselor. Dar dacă e scris în latină și în, sau e scris în greacă sau e scris în ebraică, cum putem apela la ea? Păi nu putem. Atunci stăm, stăm și ne uităm la alții și spun, bă, spuneți-ne voi ce să credem. Că noi nu știm. De aceea a fost o revoltă când s-a tradus Sfânta Scriptură. Pentru că nu au mai putut să-i manipuleze, nu au mai putut să dicteze ce să creadă. De ce? Pentru că puteau să citească ei. Dacă popa zicea duminică, da, aici spune care e viața veșnică, dar vă spun eu că nu e chiar viața veșnică. Și un prunc de 13 ani. Bă, să-și bate joc de noi? Pentru că înțelegea ce să spunea, da? Nu era obligat să creadă ce vroiau ei, da? Mai mult au fost traduse, au zis de ce? Aceste limbi originale nu sunt cunoscute de toți oamenii lui Dumnezeu care au dreptul și dorința de a studia Sfânta Scriptură și cărora le este poruncit să o citească și să o cerceteze în frică de Dumnezeu. Ia o zice ce spune. Avem dreptul de a studia Sfânta Scriptură și dorința de a studia Sfânta Scriptură și datoria de a studia Sfânta Scriptură. Zice, le este poruncit. Deci dacă nu ai dorință, ai datoria. Da? Ai datoria. Dacă cineva în se întâlnește, spune că ai dreptul. Drept, dorință și datorie. Dar de asta trebuie tradusă Biblia. Dacă ea e în greacă în continuare. Cum îmi satisfac eu dorința de a citi cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ea e în în continuare, cum pot eu să mi îndeplinesc datoria mea de a citi cuvântul lui Dumnezeu? Deci asta face necesară traducere. De auzi ce spune? Să o citească și să o cerceteze în frică de Dumnezeu. Da? Luarea Bibliei în derâdere, folosirea textelor pentru tot felul de glume, ceea ce ne mai facem și noi vinovați câteodată, Domnul să ne ierte, nu are niciun fel de justificare, trebuie citită în fică de Dumnezeu. La un moment dat te întreb de ce nu te luminează Duhul Sfânt. Păi dacă tot te joci cu texte din Biblie, glumești cu ele, nu te mira că Duhul Sfânt nu îți mai luminează cuvântul lui Dumnezeu pe care lei la în zeflemea. Și apoi spune despre interpretare, regula sub punctul nou, regula infailibilă pentru interpretarea Sfintei Scripturi este Scriptura însăși. Ăsta e cel mai abuzat principiu care există astăzi. Știți cum fac oamenii? Oamenii zic așa. Bun, Uh, să interpretăm 2 Corinteni 3. Zice că lucrarea lui va fi trecută prin foc, dar el va fi mântuit. Bun, va fi trecută prin foc, că ăla e focul iadului. De ce? Pentru că în pasajul din Matei spune că focul e focul iadului. Păi frate, nu spune regula infailibilă pentru interpretarea Sfintei Scripturii este Scriptura însăși? Fratele meu, până să te duci de la Corinteni la Ioan, mai există câteva versete în Corinteni care te-ar putea ajuta să înțelegi despre ce vorbește Pavel acolo. Deci principiul acesta nu vrea să spună cum fac foarte mulți vestiți predicatori astăzi. Nu, noi, noi, nu e comparăm cu ei, dacă când taxăm anumite lucruri greșite. Ei zic, da, ce spune aici în Geneza? Păi să vă citesc la Deuteronom, după aia la Ezechiel, după aia la Apocalipsa. Asta înseamnă Biblia. Greșit, fundamental greșit. Nu asta înseamnă principiul ăsta. Nu asta înseamnă principiul ăsta. Scriptura pe care o citești în 2 Corinteni 3, mai are alte scripturi pe lângă ea, pe acolo. Ăla contextul imediat la care te uiți, da? care te ajută să interpretezi ce vrea să spună textul acela. Ce spune principiul acesta de aici este că Biblia este suficientă pentru interpretarea ei. Biblia însă te învață cum să interpretezi. Când am citit cartea evrei și am studiat, am văzut de foarte multe ori când apostolii iau texte din Vechiul Testament și ne spun cum să le interpretăm. Deci înveți de la apostoli cum să folosești Sfânta Scriptură. Ei te învață cum să o interpretezi, da? Ei te învață ce înseamnă Sfânta Scriptură, da? Deci Biblia este suficientă pentru interpretarea ei, da? Te duci tot la Biblie. Da? De asemenea, este un lucru foarte important pe care îl spune textul aici. Zice că când există, Biblia este suficientă, da? de atunci, atunci când există o întrebare cu privire la sensul deplin și adevărat al oricărui pasaj din Scriptură, acel sens trebuie înțeles în lumina altor pasaje din Scriptură care vorbesc mai clar despre acel subiect. Vreau să sublinez un lucru. Auzi ce spune. Când există o întrebare cu privire la sensul deplin și adevărat al oricărui pasaj. Eu cred că implică aici că există un sens al unui pasav. Deci tu nu poți să deschizi Biblia și să spui, dar la cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător. Ți-i ți spus asta, mie îmi spune altceva cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt schimbă semnificația de la om la om, de la vreme la vreme. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Este sensul, nu sensurile, sensul oricărui pasav. Da? Deci Duhul Sfânt a intenționat ca noi toți, 30, fiecare să înțeleagă ceva diferit. Păi e important că ne vorbi Dumnezeu din Biblie. Nici de așa ceva. El a atașat un sens precis la versetul ăla. El nu poate să aibă 100 de sensuri. Dacă ar putea să aibă 100 de sensuri, atunci îi vrea ăștia de pe lume. Da? Este un sens, da? Este un sens. De asemenea, zice așa. Uh, sensul de plin și adevărat al oricărui pasaj din Sfânta Scriptură, când există o întrebare cu privire la sensul acesta, zice, în paranteză, care nu este un amalgam de versete, ci prezintă o unitate perfectă a lor. Deci el a luat calajnicul de verset și a început să spună lucruri așa care treceau prin cap despre orice lucru. Acum despre foc, acum despre mântuire, acum despre iad, acum despre Biblie, acum despre când va veni Domnul și a aruncat așa fraze iurea. El zice, nu domnule, auziți, nu este un amalgam de versete, ci este o unitate perfectă a lor. De asta o citești în context. Da? De asta te poți duce la toată scriptura ca să vezi despre ce vorbește. Și un lucru foarte interesant, zice așa, acel sens trebuie înțeles în lumina altor pasaje din scriptură, te ascultați, care vorbesc mai clar despre acel subiect, ce v-am spus mai înainte. Da? Deci îți dă principii hermeneuticice. Domnule, du-te la pasajele mai clare, da? interpretează în context, du-te la pasajele mai clare, dacă n-ai înțeles un pasaj, și auziți pasajele mai clare care vorbesc despre acel subiect. Mulți ia să vedem, uitați ce spune Biblia aici, despre nu știu ce subiect, dar subiectul a atins tangențial acolo. Scopul autorului n-a fost să vorbească despre subiectul acela, ci despre altul și l-a atins întreagă către acela. Iar ce să te duci la textele care vorbesc despre subiectul acela. Și uh, ultimul supun care este, este, care trec foarte rapid. Judecătorul suprem, prin care trebuie soluționate toate controversele religioase, prin care trebuie examinate toate deciziile conciliilor. Asta e un apropo tot la Biserica Catolică. Toate opiniile scriitorilor, toate doctrinele omenești și toți gânditorii. Judecătorul suprem nu poate fi altul decât Sfânta Scriptură descoperită prin Duhul Sfânt. Deci absolut toate lucrurile se judecă prin Sfânta Scriptură. Credința noastră este decisă în final, prin verdictul dat de Sfânta Scriptură. Deci, vedeți, mărturisirea de credință nu spune că nu avem voie să avem gânditori, scriitori, doctrine, concilii, opinii. Nu, el nu spune să nu le avem. Dar spune că toate trebuie judecate prin această normă. Auziți expresie care îi ales cu foarte mare atenție. Cu foarte, foarte, foarte mare atenție. Zice așa. Credința noastră este decisă în final. În final, da? Te poți ajuta de multe lucruri, dar în final trebuie să corespundă cu Sfânta Scriptură. Judecătorul Suprem. Deci poți să judeci și după alte lucruri, dar judecătorul Suprem, care judecă toate lucrurile, este Sfânta Scriptură, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.